avem și musafiri alături de noi. Eu sunt Victor, sunt conduc o asociație care se numește Cărțile pe Față. Ne numim așa pentru că încurajăm oamenii să aibă o carte pe față pe rețelele de socializare, în ideea că ne reprezintă și ne recomandă cărțile mai tare decât aspectul fizic. Și facem multe, multe acțiuni de promovare a cititului de 7 ani. Și acum cea mai recentă acțiune este aceasta de o bibliotecă mobilă, care în fiecare lună, o dată pe lună, va fi și aici la Vechea. Vom sta aici în primă fază până vineri, dar ne vom întoarce în fiecare lună și puteți împrumuta fiecare câte 2 cărți gratuit, timp de o lună. O să le puteți returna în căsuța asta de cărți pe care o să o montăm în sat. Și am făcut acest proiect care ne place nouă foarte mult, alături de prietenii noștri de la Asociația Zi de Bine și aici alături de noi, Melania, și mulțumesc foarte mult! Dar vă propun așa, să citim poveste și sincroanele după, nu? A făcut asta. Melania face ordine, cum era aia, MGB face ordine. A fost și producător. Și avem foarte, foarte mare onoare și bucurie să fie alături de noi Irina Margareta Nistor, care poate... Eu mă bucur că m-au lăsat să... Am și eu baloane de săpun, asta mi-a plăcut cel mai... E și un film, dar... N-are nevoie, Irina, de mai multe prezentări, vocea filmelor. Mulțumim foarte frumos că ești alături de noi, că ne-ai susținut și că o să ne și citești câteva poezii. Da, vă citesc două, am găsit două pagini. Gata, citesc? Gata, da. Gata? Asta este? Lena și Mătase. Pentru că se săturase să pot ducă doar Mătase, un vierme s-a dus la strână să învețe să facă lână. S-a străduit zile în șir și până la urmă a scos un fier. Destul de scurt, dar de cașmir. Oile orgolioase au zis, gata, dăm Mătase. Și după o săptămână, blana lor groasă, de lână, chiar era de borangic. Presupun că asta înseamnă imposibil e nimic. Și am mai găsit una care se cheamă Ceac, asta pentru că cineva tot din Cluj de aici, așa de aproape, adică Ilinca Călcăreanu a făcut un film care se chema Ceac Norris vs. Comunist și am zis că nu are legătură neapărat cu Ceac Norris, ci mai degrabă cu Ceachii, cu păpușica aia de groază, dar orice copil la ce-și dorește să meargă întâi de toate, ca de împăcate și foarte mulți adulți au altfel de groază. M-am fost servit în ultimul an, am avut în 4D, chiar în 5D, eu zic că doar să-i mai citim o poezie. Zice așa, Ceac. Ceac a găsit o permuță pe covor, a dus-o în baie, în grădină și în dormitor. Și i-a făcut, mi-e și rușine să vă spun ce i-a făcut, până ce biata pernă s-a cam descusut. Dar Ceac nu s-a dat bătut, a continuat cu un picior al meu. Pe urmă i-a căzut cu troncul în curcubeu și după... A făcut la fel cu un mop și cu un cal alb, un galop, cu cel mai mare urs de pluș, cu un băbab și un spirituș și dus de val. I-a luat la rând pe toți participanții la un festival. Pe urmă a făcut la fel cu nor și cu permuța de pe covorul zburător și gata, nu mai inventez. O fi Ceac dur, dar totuși mechinez. Cine are cățel? Cine are cățel? Cine are cățel? Cine are cățel? Cine are pisică? 3! Păi da, aici nu e nicio... Nu, sunt șocată. În această carte nu este nicio poezie cu pisică. Data viitoare să încăm până cu pisică. Asta e. Gata. Mersi! Oi, nu mai știu. Așa, da. La ei merge mai bine.